Bună! Avem o temă astăzi Bună. foarte frumoasă, detașarea, desprinderea benevolă de atașamente, cum să avem relații fără atașament. Care este părerea ta? Care este părerea mea despre atașamente? Păi o să mă duc către experiența personală, că acolo intrăm în autenticitate și spunem adevărul, așa. O să dau două exemple. Unul este legat de relația mea cu băiețelul meu, care s-a transformat complet. Știu că sunt mai mulți factori care influențează acest lucru, dar unul dintre ele e faptul că eu am renunțat să mai intru în energie de control față de el. Adică las să experimenteze cu mai mare încredere, aș putea să spun, și culmea este că și încrederea în el a crescut și e un pic mai, cu mai multă inițiativă și mai curajos, asta ca rezultat a ceea ce am schimbat eu la mine. Și mi-a plăcut foarte tare, am vorbit noi mai de mult, Marius, dacă ți-aduci aminte, despre faptul că trebuie să lași pe celălalt să aleagă și să nu-i impui, da? Că impunerea înseamnă control, controlul înseamnă ego, ego înseamnă suferință, suferința nu ne place și atunci facem tot ce putem să ieșim din paradigmele astea care ne împiedică destul de mult să fim împliniți, fericiți, liniștiți, în pace. Bun. Și rolul de observator, pot să spun că în momentul de față este undeva la 24 din 24 și pot să, nu știu, așa simt eu cel puțin că este una dintre căile prin care ajungi să înțelegi toate aceste mecanisme divine. Adică vorbești puțin, eviți să intervii dacă poți deloc față de ceilalți, față de copiii noștri, față de soții noștri, față de prietenii noștri, sunt alegerile lor. Recunosc că mai am de lucru aici, că mă surprind că spun repede ceva, știi? Așa, însă am văzut diferența, este mega evidentă, deja este o lună și jumătate de când am ales să fiu atât de observatoare încât să nici nu mai mi se audă vocea și să ajung să mă întrebe dacă sunt ok. Întreabă lumea dacă sunt ok. Sunt foarte ok, însă e atât de fascinant rolul acesta în care nu mai intervii. O să dau un exemplu 100% concret. I-am explicat, i-am argumentat care sunt dezavantajele să stai pe tabletă și mai mult decât atât, am această lună și jumătate de când practic îmi pun telefonul pe mut, nu mai stau pe internet, da? Nu mai stau decât minim, îmi scriu Deci tu tainele. ești un exemplu bun. Deci trebuie să fii și tu un exemplu bun. Păi asta Adică este când ideea, spui pe ceva, niște modele. și tu trebuie să fii modelul bun. Da, asta am făcut. Efectiv, asta am făcut. Dacă vrei să ca ceilalți din realitatea ta să ajungă în punctul pe care ți-l dorești tu să fie, în sensul de armonie, da? Să nu fie acolo conflict, să nu intrăm în tot felul de situații de suferință, că ne reproșăm, că ne criticăm, că ne acuzăm, că suntem nemulțumiți, care oricum astea sunt ale ego-ului, dar să zicem că nu știi lucrurile astea sau nu înțelegi încă exact cum funcționează mecanismele. Cea mai simplă cale, la început poate nu e foarte simplu, dar e o chestie de repetabilitate și învățarea se face prin repetabilitate și la fel și integrarea. Și atunci, nu, pur și simplu asculți, da? Și urmărești, ești atent la gesturi, la limbaj, la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, la frunzele care cad, la cerul, cum arată și așa mai departe. Este fascinant pentru că am văzut că băiețelul meu a început să stea mai puțin pe tabletă. Pentru că nici eu nu mai stau. Da? Nici eu nu mai stau pe device-urile astea, pe telefon, pe laptop și așa mai departe. Asta una. A doua, m-a văzut și înainte făceam asta, dar acum mă vede și mai des, pentru că ne mai stăm pe telefon, am început să citesc mai mult, da? Și spre surprinderea mea, aseară chiar am fost impresionată că a citit cu soțul meu, el citește în fiecare seară, pentru are 7 ani, și aseară au citit o pagină în care mă gândeam, cred că eu undeva în clasa 6 citeam, cum citește el acum. Și rolul acesta de observator îl putem aplica în orice, și la job, și în relațiile noastre, și în prieteniile noastre, și când ne ducem să cumpărăm pâine, și când, nu știu, mergem la un curs și așa mai departe. Și este foarte interesant să-i ascult pe ceilalți, asta am făcut 3 zile acum în tabără, și acum am mut un pic la un alt aspect interesant. Fetele au spus că împărtășirea
pentru că și-au spus ce au avut pe suflet și știi foarte bine că o bucățică din ce am spus noi câte 10 ore pe zi aproximativ, scuze, o bucățică a fost împreună cu tine și fetele au spus așa, că efectul acestei împărtășiri, adică să spunem pur și simplu să povestim experiențele noastre prin care am trecut, aduc o claritate fără precedent. Așa este, mărturisirile. Da, și când mergem în tabără, taburile sunt numai mărturisiri. Da, păi asta facem printre altele, mă rog, mai facem și, mai ieșim un pic în natură și o bucățică de creativitate, dar 70-80%, ok, prin ce experiență am trecut eu legat de bani, prin ce experiență am trecut eu legat de relația intimă, prin ce experiență am trecut eu legat de relația cu copilul meu și așa mai departe. Cu părinții noștri, foarte fain, deci a fost ceva mega revelator, ca să nu mai zic că oamenii efectiv își curăță sufletul, da, prin faptul că povestind eliberează de acolo furiile legate de contextele acelea de suferință sau eu știu ce fel de frici, de nesiguranță, de neîncredere, de tot felul, mă rog, toate acele aspecte care ne împiedică să ne manifestăm de plin divin, așa cu bucurie și cu o stare faină. Un alt aspect pe care țin să-l menționez, pentru că știu că este unul dintre aspectele cele mai provocatoare pentru doamne, relația de cuplu. Și ce am făcut acasă, ținând cont de toate învățăturile tale și de experiența mea și mai ales eu sunt, am fost om necredinciosul și întâi am verificat niște lucruri, adică eu împărtășesc după ce experimentez pe propria piele. Și am văzut ce înseamnă ca momentul în care cel din fața ta, da, partenerul tău, iubitul tău, soțul tău sau ce este el pentru tine, și e valabil și invers cu siguranță, iubita, acolo unde este cazul, mă rog, dacă ascultă și domni, în momentul în care vine nervoasă persoană sau este agitată, este, da, pur și simplu cauți din start circumstanțele atenuante. Adică poate îți pui problema, măi, este obosit. Sau poate n-a mâncat, sau poate n-a dormit, sau poate pur și simplu este acea zi în care are nevoie să scoată furia și o va face în acest mod ducându-se către tine pentru că nu știe altfel. Și din tăcerea mea, dar fără comentariu interior, da, și fiecare își poate transmuta acest comentariu interior, că vine să zice, ia uite, iar începe, iar zice, iar nu știu ce. Și eu am spus ce o minunat este, cât de mult apreciez faptul că stă cu copilul nostru, cât de mult apreciez. Și m-am dus către toată zona de apreciere și de susținere. Te uita la partea lui pozitivă. Poftim? Da, exact. Toate aspectele pe plus ale unei persoane, indiferent că vorbim de partener, poate fi valabil și de coleg. Le ignor pe celelalte. Poftim? Le ignor pe celelalte și atunci celelalte nu se mai manifestă aici. Dar am și uitat, înțelegi? Adică în momentul în care încep să faci asta. Când tu le-ai uitat, s-a schimbat el. Da. Și vă spun, e detestat, pentru că durează atât de puțin până se modifică realitatea și acolo unde vedeți că este foarte intensă furia sau, eu știu, nu e obligatoriu să fie furie, o formă de agresivitate, indiferent cum se exprimă ea, te duci frumos către persoană, dacă ți este un apropiat, și îi spui că simți să-l iei în brațe, dacă îți permite, niciodată nu o faci dacă nu îți permite, și vă spun, este uluitor ce se întâmplă, deci zici că se topește inima celui din fața ta. Și este valabil și cu tatăl meu am făcut asta, și cu mama mea am făcut asta, și cu sora mea am făcut asta, cu copilul meu am făcut asta când îl apucau nervișorii. Pentru că toată lumea are momentele lui, nu, fiecare persoană în care nu este neapărat în echilibru, știi? Nu, fiecare persoană alege un tipar și se joacă în el. Da, el nu este așa, dar îi place să experimenteze. În esență, eu știu, da, și cred că avem nevoie de experiențele astea. Să știi că mă gândeam la un moment dat zilele acestea trei, care au fost foarte intense, pentru că am fost multe femei în tabără, și mă gândeam
care e toată povestea asta cu viața, știi, până la urmă? Adică ne batem ca proștii așa, știi, unii cu alții, ne certăm, ne punem piedici în manifestarea zilnică, nu știu, spunându-i celuilalt, nu te duci acolo, nu face nu știu ce, sau dar de ce nu te duci mâine? Și, în fine, intervenim așa că nu e cazul și se creează tot felul de energie de conflict. Și din energia de detașare, privind așa la toate poveștile acestea care au fost undeva vreo 19 înmulțite cu 3, cu 5, cu 7, pentru că fiecare doamnă a povestit una, două, trei, cinci, șapte experiențe prin care a trecut, sunt diverse aspecte de realitate legate de job, de cuplu, de părinți, de copii și așa mai departe, și am ajuns la concluzia că cea mai simplă cale de a ajunge la pace, da? În final ce caută toată lumea? Da? Ei au senzația că se duc după bani. Iubirea caut. Da, iubirea. Dar nu poți să ajungi la iubire dacă n-ai pace în suflet, să știi. Ciudat este că caută să primească iubire, nu să dăruiască, că aia e pe gratis dăruire. Da. Și în momentul în care s-a intrat în acceptare, îți spun, este exact ca un văl care ți se ia și începi să ai claritate. Nu e nevoie să fii clarvăzător, să ai claritate. O să vină și aia. Păi vine, cu siguranță vine, adică nu. Cu ce se întâmplă cu mine în ultima vreme, crește nivelul de claritate cu cât este acceptarea ta mai mare. Da? Cu cât intri în dăruire, restrângere și acceptare, mă cred, nici nu mai e nevoie de spus altceva. Am ajuns la concluzia că dacă ne învârtim în jurul acestor a trei și reușesc oamenii să le integreze, cel puțin atât cât am reușit și noi să integrăm, deja se face pace în lume, știi? Este liniște, că nu mai e de ce să te cerți, nu mai e de ce să... Nu mai simți nevoia să argumentezi, nu mai simți nevoia pur și simplu să te duci către celălalt cu... Dai seama, ca să poți să te ceri, trebuie să intri într-un tipar de ceartă, într-un tipar de supărare. Fără tiparul acela nu există supărare. Da, noi, de da. Fapt, jucăm niște roluri. Cu siguranță, dar să știi că cred că e specific româncelor, că după miile astea de doamne cu care am lucrat, este un tipar colectiv, este un tipar individual și este și un tipar colectiv, pentru că am descoperit că 99% dintre ele au tiparul suferinței, adică le place suferința. Fac ce fac, văd partea bună dacă ar face partea asta de acceptare și ce mai e, și după aia se duc către... intră din nou în conflict, știi? Da. Bun. Și alte soluții mai este? În afară de acordat circunstanțe atenuante? Păi, mai dă și tu exemple, să te mai auzi și pe tine. Tu ce ai observat în experiențele tale? La tine cum funcționează? Hai, e și rândul tău. Eu doar observ și rămân acolo. Observ și rămân în observare? Da. Faptul posibil să nu am comentariu interior. De niciun fel. De niciun fel. Că e bine, că nu e bine. Îi las să fie cu ei și mă bucur de asta. Da, ai verificat să vezi dacă te duci către susținere, către apreciere, ce se întâmplă? Păi a nu comenta, deci a nu avea o judecată interioară e cea mai mare susținere, pentru că e prezența lui Dumnezeu. Pentru că exteriorul ia forma interiorului tău și dacă în tine nu găsește nimic, el nu poate să reacționeze. Deci el este în armonie și în iubire atâta timp în care tu nu ai judecată, nu ai judecată interioară. Deci că nu zici nimic despre nimic. Și uite... Nici în bine, nici rău. Da, am înțeles. Sub nicio formă. Să nu comentezi în niciun fel ceea ce se întâmplă. Da, așa, și privești. Și doamnele m-au întrebat și în tabără, și cum facem asta? Și le dai voie oamenilor să fie. Îi dai voie să stea și în cap, să facă ce vor. Da, și să se ducă chiar și către... Principala manifestare a ego-ului este faptul că noi intervenim și atunci se ridică ego-ul. Și începe să împărțim bine și rău prin intervenție. Dacă nu intervenim, el nu se ridică și nu apar consecințele implicării lui, pentru că întotdeauna consecințele implicării lui sunt negative. Da, cu siguranță. Pentru că viața trebuie să te aducă înapoi în pace și în liniște. Viața are tendința ca să se conserve pe sine, să te ducă în iubire. Orice ar fi.
Mi-am adus aminte de ceva din tabără, dacă îmi permis să împărtășesc. Dincolo de înregistrările pe care le-am făcut, o doamnă ne-a împărtășit ceva extraordinar, absolut. Și chiar mă gândeam că eu așa ceva nu am mai întâlnit. Ne povestea despre fostul soț, care a vândut tot, dar tot, trăiește și în frig, nici căldură nu-și face. Și-a dat tot, terenuri, case, absolut tot. Chiar mă gândeam când ne-a povestit, mă gândeam la tine, știi? Trebuie să registrez. Nu am înregistrat, însă cred că ar fi foarte frumos, dar nu știu dacă vrea dânsul. El este deja cuplat 100% pe ceea ce a scris în cărți. Adică manifesta asta și nu cred că a citit cărțile. Am înțeles. O să citez pe doamna, a zis că stă într-o scorbură, în sensul că a renunțat la absolut orice, este în niște condiții de o simplitate totală, absolut totală, adică nici căldură nu-și mai face. El nu cred că are nevoie să vorbească cu cineva. Și da, păi îi spun acolo unde s-a mutat, pentru că s-a mutat undeva într-un sat, și îi spun, am uitat cum îi ziceau, înțeleptul satului. Înțelegi? Pentru că el fiind în detașare, nici măcar, deci doamna l-a invitat, eu am fost impresionată total, l-a invitat de Crăciun, nu știu, sau ceva de genul, Crăciun, Revelion, nu mai știu exact, pentru că de Crăciun, și a zis că, nu, cum e românca noastră gospodină, a făcut nu știu câte feluri de mâncare și nu mănâncă nici mult, nu mai mănâncă decât ierburi, ca să o citesc din nou pe doamna, și dânsa i-a pregătit caserole ca să ia la pachet, tipic românesc. Știi cum facem noi, dar așa facem toate, îți spun așa. Și el nu a vrut să ia nimic. A zis că a mâncat. E foarte faină povestea. Nu știu dacă este de acord să faci o întâlnire cu dânsul, dacă are internet sau ceva. Este impresionant. Lasă-l în pace. Da, dar nici nu cred că ar, pentru că este total izolat, am înțeles, cumva, de numai... Chestia este că nu este nevoie să te izolezi ca să ajungi în starea asta. Din contră, ai nevoie să fii în zgomotul cel mai mare, în tentațiile cele mai mari, și dacă acolo te păstrezi în liniște, ele sunt un ajutor de neprețuit. Ele, deci tentațiile, sunt cele care te duc în fundal. Eu am nevoie întotdeauna de solicitări din față, adică mă duc unde e cearta mai mare. Că dacă mă duc acolo și nu sunt afectat de ceartă, pe mine cearta mă aruncă în fundal. Da. Pe de altă parte, ei se liniștesc, că le cade mintea, că nu mai știu după aceea de ce se certau. Și se stinge totul. Deci pentru mine e o verificare. Un ajutor de prețuit este viața așa cum este. Acolo, ce mai puternică mănăstire e viața. Lumea. Da, viața cotidiană, nu în izolare. Da, da. Da, nu știu dacă e neapărat izolat, că totuși se întâlnește cu oameni din ce ne povestea. Dar nu prea e izolarea asta, pentru că nu te poți izola de mintea ta. Da. Deci problema este să ieși din judecată și te poți folosi ca să ieși din judecată de situațiile care vin spre tine. Vin de toate formele, vin continuu și ele te duc în spate. Și acolo exersezi, de fapt, detașarea asta. Da, că să știi că un singur lucru trebuie să-l faci. Să-i lași pe oameni să facă ce vor ei. Atât trebuie să faci. Da, corect. Nu face, toată filozofia se reduce la lasă viața în pace. Fără măcar un comentariu interior, indiferent ce se întâmplă. Dacă se întâmplă înșelare, trădare și așa mai departe, lasă. Pentru că de ce? Se întâmplă lucrul ăsta pentru că ai comentariu interior. Dacă n-ai avea comentariu interior, nu te înșeală nimeni, nu te trădează nimeni, nimeni nu te atacă în niciun mod. Oamenii te atacă cu judecata ta. Dacă n-ai judecată, n-au ce să scadă. Da, corect. Deci nu lumea este de vină, ci noi creăm adversitatea din față. Gândurile noastre negative sunt cele care... Deci nu trebuie să fii decât mereu atent, să stai fără judecată. Nu fără gânduri, fără judecată, fără critică. Adică fără împărțire în bine și rău, să nu zici că ceva este... În clipa în care zici că ceva este mai bine decât altceva, ai căzut. Da. Nu e adevărat. Ceea ce ego-ul zice că nu este bine, este cel mai bine. Deci toate sunt iubire. Absolut toate sunt iubire. Deci nu te poți nemulțumi de absolut nimic. Nu există nemulțumire. E o prostie.
Adică e modalitatea prin care ego-ul există și funcționează. Dar nici el nu există. Păi se Care dizolvă. Este ființă de vină, nu suntem decât iubire. Da. La 15 secunde în fundal, 15 secunde, acolo suntem spațiu. Spațiu de puncte aurii de fericire. Aia este natura fiecăruia, nu numai a noastră, și a muntelui, și a apei, și a pământului, și a cerului. Toți suntem în fundal una, aceeași ființă. Și totuși am venit să experimentăm varianta asta de Am făcut umană. Chestia asta ca limitându-ne pe noi, adică intrând în această stare de limitare, să putem să că fiecare aspiră spre întregire. Și muntele, și apa, și cerul. Și noi. Și aspirând spre întregire, să aflăm cine suntem noi cu adevărat. Când afli, atinge această pace care este continuă, adică nu mai o abandonezi orice a fi, pentru că e o stare de grație extraordinară, o stare de fericire continuă și nu o să-ți convină să o lași, începând să împarți, pentru că știi că împărțind iar începe nemulțumirea și stând în starea aceasta de pace, experimentezi ieșirea din această iluzie care este creată mental toată realitatea aceasta. Și când te retragi în fundal, ajungi în spațiul acela și îți dai seama cine ești tu cu adevărat. Da. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că el, în modul acesta, el se cunoaște pe sine. Dumnezeu nu-și poate pondera puterea. Puterea lui este așa de mare și a trebuit să se... El s-a limitat pe sine și apoi fiecare particulă aspiră către el și în modul acesta el se cunoaște pe sine. Nu se cunoaște. Da, ce frumos. Ce simplu e în cele din urmă, știi? Da, dar acest principiu a lăsa viața în pace nu cere bani, nu cere efort, este foarte la îndemână fiecăruia. Nu știu cât la îndemână este, că unii vor mereu să intervină, să zică stai puțin că nu e bine cum faci tu. Și nu este adevărat. Viața este continuu perfectă, pentru că vine de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte. Nu poți să spui că omul care te ceartă sau cu care intri în conflict nu e perfect. Nu, vine prin poruncă de la Dumnezeu ca să scadă ție un orgoliu și crezi că el este de vină. Aici e toată problema de inversare, adică de inversare etichetelor. Tot ceea ce zicem noi că e negativ este de fapt salvarea noastră. E ajutorul divin de neprețuit, e vindecarea. Toate doamnele de acolo din tabără s-au plâns de chestii. Toate chestiile de care s-au plâns au fost chiar vindecare. Nu trebuia să se plângă. Aveau nevoie de... Înțelegi? Doar trebuia să schimbă eticheta, să nu-i zică că este rău, să-i zică că este bine. Și când făceau chestia asta, oamenii din față se schimbau. Ei te vor ataca atâta timp cât ai credința că este ceva rău acolo. Da. Deci ego așa funcționează. Dacă nu mai zici că este ceva rău și ai pus eticheta, cum ai zis tu, ai acordat circunstanțe atenuante și apoi o etichetă cum să zic eu, plină de iubire, că acolo este iubirea divină care se manifestă prin omul acela, nu e de capul lui. Nu face nimeni nimic de capul lui. El, fiecare om, când vine în fața ta, face o lucrare cu poruncă de sus. Deci asta trebuie să înțelegem clar. Noi luăm personal lucrurile, dar nu e omul de vină. Tu ce zici? Ce zic eu? O să-ți dau un exemplu. A venit cineva cu agresivitate către mine și am zis acum, m-am dus în spate, cum ar veni, știi? M-am detașat, dar din start mi-am dat seama că e o încercare divină și, sau că e nevoie de experiența asta pentru mine, pur și simplu. Și am zis, hai să vedem în toată povestea asta ce e despre mine din tot ce s-a discutat și am simțit că e despre a-l accepta pe cel din fața mea exact așa cum este în momentul ăla, cu toată agitația doamnei și cu toată exprimarea agresivă și spre surprinderea mea, la foarte scurt timp a venit și mi-a spus că mulțumește. Eu nu am intervenit în niciun fel, am lăsat-o să-și manifeste agresivitatea. Și a fost uimitor cum în interiorul ei s-a întâmplat ceva, pentru că a venit și a zis îți mulțumesc. Adică și-a dat seama că și-am simțit în sufletul ei acolo cumva că și-a dat seama că a greșit, adică în sensul că nu era potrivit să facă ce facă, ceea ce a făcut, știi? Mă rog, era foarte potrivit că am învățat eu ceva. Și neintervenind deloc, absolut nimic nu i-am spus, dar nici măcar
am făcut tot ce am putut eu să nu mă duc în niciun fel de judecat. Știi? Dar probabil că a reacționat așa cu ceva din tine. Trebuie să te uiți ce ai făcut înainte, ce ai spus, tonul în care ai spus, modul de intervenție. Acolo a generat Da, e posibil. Cu toate că eu nu am avut niciun conflict cu doamna asta. A venit din start cu conflict către mine. N-am avut nimic de împărțit. A fost pur și simplu, a venit direct nervoasă și agitată. Știi? Ce? Dar știi că nu trebuie neapărat să faci ceva față, poate am făcut față de altcineva, știi? Și Divinul a intervenit în cea mai apropiată, în cel mai apropiat context în care am fost pus în poziția de a vedea ce fac în momentul în care vine din nou o formă de agresivitate, știi? Și nu doar că a venit și a zis mulțumesc, că nu e de voi, Doamne, mi-a zis mulțumesc, ci faptul că a intrat și ea în pace, în liniște. Pentru că era foarte... Omul când este agitat, nervos, se vede și pe fața lui. Este încruntat, nu e urmă de zâmbet, nu e urmă de bucurie, știi? Și și-a schimbat starea, pur și simplu și-a schimbat starea. Încă tu ți-ai schimbat-o. Mea... Tu ți-ai schimbat-o întâi. Tu ți-ai schimbat-o întâi. Da, păi eu efectiv m-am dus în spate să văd ce se întâmplă și să înțeleg care e scopul a ceea ce experimentez. Și s-a schimbat complet. Și toată relația mea cu această doamnă este deosebit de frumoasă. N-a mai fost cazul, știi? Am o experiență cu... Da, uite, o să vorbim cu prima ocazie când putem să înregistrăm din nou, poate nu uităm, cu cineva care continuă să vină cu agresivitate către mine, cu toate că în ultima vreme s-a retras complet. Dar sunt persoane care... o fac în mod constant. Sunt butoanele divine care nu știu, încă n-am reușit, singurul lucru pe care am reușit să-l fac, am reușit să-l fac, nu știu ce s-a întâmplat, că s-a retras. Dar era o persoană care la 2-3 zile venea cu agresivitate. Pentru că nu, până înțelege omul toate mecanismele astea, încă intră acolo, știi? Și mi se întâmplă și mie, din fericire, din ce în ce mai rar. Dar, nu. Cred că e o experiență prin care, de fapt, toată lumea trebuie să treacă, pentru că dacă eram deja în afara ego-ului toți, nu am mai fi venit pe pământ. Știi cum? Trebuie să urmărești mereu să nu zici că ceva este mai bun decât altceva. Și să se separe toate lucrurile egale. Adică să te surprinzi pe tine, să nu ai o diferențiere în viață, dar poate să fie de orice. Floarea asta este mai frumoasă decât floarea asta. Deci nicio diferențiere. Mereu să ai tendința să spui și asta este frumoasă și asta este frumoasă, toate sunt egale. Și omul acesta este divin, că vorbește prin el să mă corecteze, care mă ceartă, și omul acesta care nu mă ceartă este divin. Deci sunt egali. Sunt efectiv egal, pentru că vin de la divin. Ei vin doar ca să te ducă în fundală, în iubire. Când înțelegi lucrul acesta, nimic rău nu mai poate să vină din față. Că dacă tot vrem ca viața noastră să fie frumoasă, așa trebuie să facem. Fără comentarii interioare. Adică fără împărțire. Pentru că în momentul care ai împărțit, ai intrat în ego și viața trebuie să-ți demonstreze, să-ți arate, dar face lucrul ăsta presant chiar, că nu e niciun ceva mai bine decât altceva. Toate sunt egale. Și vine și îți demonstrează cu forța. Și n-ai cum să scapi, pentru că e judecata noastră. Deci n-ai cum să scapi de judecata ta, că ai dat drumul. Știi? Bun. Mulțumesc. 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 Mulțumesc.